Trecem la următorul produs, LED Spider Mini 8x15W. Chiar sunt curios cum funcționează acest mini moving head. Acesta nu face parte din categoria profesională, adică nu este făcut în Polonia, este făcut în China. Sper să-și merite banii. La fel îmi puteți lăsa un comentariu în postare, unde o să vă prezint unboxing-ul acesta și vă pot spune cum se comportă aceste moving head-uri în evenimentele pe care le organizăm. În cutie avem manual, se vede că e făcut în China, manualul este foarte sumar. Bine, nici nu cred că avem multe lucruri de aflat la el. Așa, îmbalat în burete. A, mini, aia spune mini, că e destul de mini. În primul rând îmi place textura de pe bază. Textura aceasta chiar îmi place cum este lucrată. Arată bine. Deci 8x15W. Afișajul este cel clasic, simplu. Ce mai avem în cutie? Avem prinderea, să putem să punem pe teul de lumini, pe schelă și așa mai departe, și un cablu de alimentare. Un cablu de mix n-au mai pus. Acela mai costa ceva. Să vedem cum funcționează. LED Spider Mini 8x15W. L-am lăsat în modul automat. Puteți să vedeți un pic cum funcționează acesta. Pentru evenimente mai mici, eu zic că își poate face treaba fără probleme. Bogdan este în spatele camerei, dacă nu știați, și mă ajută. Mulțumesc, Bogdan, că mă ajut să filmez aceste unboxing-uri, review-uri. Cu drag. Așa. Bogdan spunea că i-ar fi plăcut ca în modul automat să le aibă cu toate patru odată. Cum se vede, de exemplu, acum, toate patru odată. Bineînțeles, în modul automat, cam orice moving head sau ca orice efect de lumini, modul automat înseamnă practic un demo, adică ceea ce poate aparatul respectiv să facă. Îți arată o demonstrație să vezi ce poți face cu el. Destul de interesant. Deci, din specificații, se spune că fiecare LED are 15W. Nu cred că are 15W, cel puțin comparat cu LED-urile de la celelalte produse de la Flash, dar din gama profesională, eu nu cred că ar avea 15W. V-am prezentat mai devreme un pic LED parul care are un singur LED de 10W și eu cred că cel de un singur LED de 10W face cât două din acestea, cel puțin, ca și intensitate, ca și putere. Una peste alta, un produs ok pentru evenimente mai mici, se tot învârte, face toate culorile. Dar sunt sigur că funcționează cu mult mai bine și aveți mult mai multe posibilități de a-l folosi în modul de a-l controla de mix, mai exact. Trecem mai departe cu următorul produs. Este vorba de LED Moving Head BIM 12x12 LEDV cu LED-uri CRI. Un cablu de alimentare PowerCon. Am și alte moving head-uri de la ei, tot OHB, cele de 7x15W cu LED-uri Osram. La prima vedere îmi plac mai mult materialele de la celelalte. Sper să nu fi dat greș cu acestea. Dar dacă au LED-uri CRI, înseamnă că e bine. Avem un afișaj pe față. Avem PowerCon. PowerCon in și out. Avem buton de on-off, ceea ce e bine că avem buton de on-off. Și DMX in-out, care acestea văd că au fost aplicate. Și la prima vedere spuneam că nu prea, sincer să fiu, nu-mi place plasticul. Adică îmi place mai mult plasticul de la Spider Mini de 8x15W. L-am băgat în funcțiune, i-am selectat modul auto, fast mode, show mode, fast mode, slow mode, ia să dăm. Wow! Mi-a dat cu 12x12 RGBV în ochi. Da, este destul de puternic. Adică
sincer îmi place cum se vede. Singurul lucru care nu-mi place la el, materialele de pe el, adică plasticul, sincer să fiu, mi se pare de proastă calitate. Și în show mode, slow mode, numai alb și cu verde, nu se mai schimbă și el. Am așa, așa mai da. Dă cu mov, cu albastru, cu... Hai că uite, dă și în galben. Ok, ia să mai dăm o dată mai rapid, să-l auzim mai bine cum funcționează. Fast mode. Hai. Fast mode, show mode. Bun. Fast mode. Și dacă dăm și cu o leacă de fum, sigur se vede mai bine. Dacă stingem și lumina, dacă m-ați auzit, dacă stingem și lumina, se vede și mai bine. Da. Altceva, nu? Într-adevăr, îmi plac LED-urile, îmi place că este un moving head beam. Singurul lucru care cred că nu merită la el, dar asta rămâne de văzut în timp, durabilitatea. Și asta pentru că am spus și mai devreme și o repet, faptul că nu arată de calitate la finisări, la plasticul folosit și așa mai departe, inclusiv la butoane. Deci butoanele, chiar Bogdan a observat că sunt mai jos ca și poziție de unde ar trebui să fie el. Încă un produs, ultimul de data aceasta, este vorba de LED Moving Head 5x15W Wash. Acestea le-am avut și în trecut. Practic acum am ocazia să-i fac unboxing review, cu toate că nu mai este al meu. De fapt, nu este pentru mine acest produs. Avem cartea, manualul, bineînțeles ca celelalte, în limba engleză și în poloneză. Avem prinderea, cablu de alimentare, un lucru neobișnuit, la celelalte cu siguranță am avut cablu XLR, mamă, tată, cablu folosit pentru DMX. De, mai costă în plus și cablu DMX, dar nu e panică că nu e scump. Sau bine, unul de calitate chiar e scump. Acesta este moving head-ul Wash 5x15, foarte mic, foarte ușor de folosit. LED-urile sunt foarte bune. E bine lucrat plasticul. Se vede că e altă calitate față de celălalt pe care l-a pus Bogdan acolo, care vi l-am prezentat mai devreme, adică LED moving head-ul Wash Beam 12x12 LED-ul CRI. Dezavantajul acestuia e că sunt LED-uri normale, făcute în China, iar celălalt are LED-uri CRI. Haideți să-l și alimentăm, să vedem cum funcționează. Pe spate avem mufă de alimentare, DMX in, DMX out, și nu avem buton de power on-off. Modul auto, fast. Și ce mai interesant la acest moving head, că are, are și UV, adică LED-urile sunt RGBV, adică roșu, verde, albastru și alb, și UV-ul. Totuși ceva oarecum neobișnuit. Bogdan, poți să vii un pic mai aproape. Da, ceva freacă la el aici. Și totuși acum l-am desfăcut. Da, și să și văd mai exact. Sunt ceva cabluri, conexiune care nu cred că au fost prinse cum trebuie. Se aude că freacă un pic acolo. Nu este o problemă majoră, este o problemă minoră, dar și se mai aude și un șurub, i-a scăpat un șurub prin interior. Dar totuși, fiind un produs nou-nouț, vrei ca el să fie impecabil atunci când îl cumperi, doar de aceea cumperi un produs nou-nouț. Dacă nu, poți să-ți iei ceva second, care la alea te poți aștepta la probleme, dar la un produs nou-nouț ai pretenții, să spun așa. Da, deci se aude un șurubel.
înăuntru lui, plus că sunt câteva fire care ating aici, care sigur ar fi trebuit să fie prinse cu un clips, ceva de genul. Și le-am specificat celor de la Flash să-mi probeze produsele pe care le-am comandat. Iar ei au spus că produsele nu le trimit fără verificare. Dar bine, cred că dacă l-au alimentat, au văzut că se alimentează și cu asta basta. Nu au verificat șuruburi și așa mai departe. Aici este problema chinezului. Dar atunci când pui un brand pe ele, totuși ar trebui să le faci o dublă verificare. Să fii sigur că atunci când ajunge la client, este în stare impecabilă. Cel puțin atunci când ajunge. După primele evenimente, dacă s-a defectat, îl trimiți în garanție sau ești convins de calitatea produselor. Nu uitați like și share Green Sound Music și abonați-vă canalului de YouTube Green Sound Music Production pentru mai multe noutăți, pentru a vedea evenimentele pe care le facem, pentru a vedea produsele pe care le-am prezentat în unboxing review. Toate cele bune! Green Sound. Green Sound. Green Sound.